Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Crypto. Bine v-am regăsit pe toți cei ce sunteți deja abonați ai acestui canal. Bun venit celor noi. Începem o nouă săptămână. Începem o săptămână în care Bitcoin arată foarte bine, cel puțin pentru gustul meu. Acum două zile spuneam că Bitcoin ne dăduse semnal că acea corecție se încheiase. Am mai testat niște minime. În clipa de față, Bitcoin este la 35.000 de dolari. Foarte multe persoane prevedeau sfârșitul lumii, că Bitcoin se ducă la 17.000, la 20.000. No, din păcate, nu se întâmplă treaba asta cu Bitcoin. În clipa de față, avem o primă rezistență la 35.800, unde este valoarea pe 20 de zile, este moving average pe 20 de zile. Mai avem o rezistență la 38.000, unde este valoarea minimă pe 50 de zile. Și avem o rezistență mare la 43.597. În clipa de față, indicatorul care mie îmi confirmase că încheiam corecția e neschimbat, îmi arată că direcția este în sus. Însă, în toată industria asta cripto a influencerilor, sunt așteptări foarte mari. După cum se știe, cam toți crypto-influencerii sunt conectați cu tot felul de proiecte. Fac endorsement, fac reclamă, fac tot felul de bartere, de combinații, de ce vreți voi să le ziceți. Acum câteva zile s-a întâmplat ceva foarte semnificativ, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă cu cripto, și anume am avut parte de unul din cele mai mari transferuri sau eliberări în piață de USDT. Și anume Tether. Da? Anul ăsta am avut un eveniment similar undeva în martie, când Bitcoin-ul valora 30.000 de dolari și imediat după Tesla a ieșit și a anunțat că cumpără Bitcoin, că acceptă Bitcoin ca metodă de plată. După acel anunț, când în piață intraseră undeva la 2 miliarde de de Tether, prețul, știți ce s-a întâmplat cu el. Cum spuneam, acum câteva zile în piață au intrat mai mulți bani decât au intrat atunci. Și se naște o întrebare firească. Oare ce credeți că se va întâmpla? Uneori știe ca principiul ăla, când bagi apă într-o sticlă de 2 litri și pui 3 litri, ce crezi că se întâmplă? Dă pe afară. Foarte multe voci se așteaptă ca undeva pe la jumătatea lunii iulie să avem parte de un oarecare spectacol, adică piața să urce în sus. Îmi este greu să cred că acești bani intră și vor sta doar în așteptare, mai ales că pentru foarte multă lume plafonul minim pentru Bitcoin este la 30.000. Chiar dacă am avut acele codițe, spike-uri, sub 30.000, marea majoritate cred că plafonul minim este acesta, 30.000. Din nou o să fac mențiuni suplimentare. Suntem într-o piață extrem de volatilă, o piață a probabilităților, da? Și orice este posibil, indiferent cât de mare ar fi un canal, cât de experimentat ar fi un influencer, să zicem, un om care vorbește despre criptomonede. Eu îmi susțin ideile și principiile și o fac public, chiar dacă mulți m-au înjurat și au zis că nu știu ce și nu știu cum. În continuare spun, nu suntem în bear market din punctul meu de vedere, cu toate că, prin definiție, o perioadă prelungită în care prețul scade mai mult de 20%, asta e la bursă, da, înseamnă bear market. Și o perioadă în care prețurile cresc înseamnă bull market, da? Chiar dacă prețul crește două săptămâni, da? Este un bull market. Acum, na, trebuie să le denumim mini bear market, mini bull market. Părerea mea este că nu știu dacă vom mai avea acele cicluri de 3 ani, 2 ani de bear market și un an de bull market. S-ar putea ca lucrurile să se schimbe, s-ar putea ca tot ceea ce ni se părea normal și logic la începutul anului să fie absolut diferit. Da? Pentru că, gândiți-vă, sunt foarte, foarte mulți bani printați în piață, da?
o mare parte din ei vor intra în piața cripto, o mare parte deja au intrat, da? Și atunci, jocul ăsta cu piața sus, piața jos, este foarte benefic pentru cei ce controlează jocul, pentru că se fac cantități foarte mari de bani, profituri uriașe, plus că se injectează banii printați aiurea, fără sens, în piață, da? Ce ne poate aștepta perioada următoare? Ieri anunțam pe canalul de Twitter, unde deja suntem 6600 de oameni, o să las din nou în descrierea acestui clip adresa canalului meu de Twitter, vă spuneam că cei de la Binance încep să întâmpine dificultăți. Au fost blocați în Ontario, Canada, deci nu mai au voie să-și desfășoare activitățile. Regulatorul financiar britanic anunță că Binance va fi oprit în Marea Britanie, cel puțin pe activitățile de futures și tot felul de derivate financiare. Nu mă miră ca anul acesta să înceapă un război al regulilor, al legislației cu tot felul de exchanges. Pentru că na, americanii le-au pe ale lor, Coinbase, Kraken, asiaticii le-au pe ale lor, OKEX-ul, Huobi, Binance-ul, da? Este absolut normal să înceapă un război între piețe. Oamenii să încerce să-și adopte cât mai mulți clienți și...